fericit, așa, a devenit recent tată, se numește John Legend, All She Wanna Do. Cătălin, bine ai venit în studio, tare dorm a fost de tine. Salut, a devenit tată a treia oară, nu? A treia oară, da. A treia oară, că mai au doi copii. Da. El, am uitat cum o cheamă, pe Chrissy Teigen. E frumoasă. Frumoasă rău, da. Știi că, de fapt, numele ei de familie se pronunță Teigen. A fost o dezbatere și ea și-a cerut scuze tatălui ei. Că zice, tati, nu poți, după atâția ani, după atâția ani nu mai poți să revin la Teigen, că toată lumea a zis Teigen, da, și a rămas așa, Chrissy Teigen. Altfel, o limbă foarte ascultă. Eu sunt cam răcit, asta încerc să zic. O limbă foarte ascuțită pe Twitter, doamna, corect. Doamna Teigen, da. Are verb, are tot ce trebuie. E articulată. Prezență de spirit și sare repede la confruntare, ca să zic așa. Da, să fie într-un ceas bun, să fie fericiți. Să fie. Eu o să vorbesc despre... N-aș vrea să uitați că... Despre mai puțin articulație. Da, bună observație, da. Hai să ne întoarcem un pic la domnul Bode, că se întâmplă o chestie. Această saga fără de sfârșit, trilogia... Da, dar am putea să aibă sfârșit, dar... Ce să vezi, nu vrea lumea. Uite, hai să vedem, că chiar ar putea să aibă. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Sigur că acum, prieteni, ochii lumii nu mai sunt ațintiți către altceva decât Turcia, dar sunt și alte evenimente în țară. Împotriva ministrului Bode a fost depusă o moțiune simplă ieri și a avut acolo loc un schimb de replici între domnul Bode, domnul Drulă, s-au citit lucruri și așa mai departe. Mâine va fi ea votată. Știți cum se face, să ia, să dezbate un pic, după care la câteva zile urmează distanță. Știți că în astea câteva zile parlamentarii trebuie să-și limpezească mintea și să vadă ce o să facă. Moțiunea simplă e ca apa de ploaie, adică ea e un semnal politic în care e tras de mânecă un ministru, că dacă a făcut ceva rău, poate își dă demisia, știi? Adică asta ar fi ideea. Dar dacă trece, nu-l obligă nimeni să-și dea demisia. E așa. Okay. Ce fain. Da, e fain, da. Să zice, doamne, a pierdut sprijinul politic al Parlamentului, bine ar fi să... S-a întâmplat o singură dată, dacă mai aduc eu bine aminte, împotriva Monicai Macovei, cred că a fost depusă o moțiune simplă care a-și trecut. Dar nu mi-aduc aminte ca doamna Macovei să-și fi dat demisia. Da, ok. Să zicem, cel mai tare la moțiunea asta simplă, care sigur include și plagiatul domnului Bode, că a fost acolo o listă mai lungă, mi s-a părut că domnul Bode, în timpul dezbaterilor, a zis că este criticat de niște analfabeți funcțional. Băi, și am stat să mă gândesc, deci trebuie să fie o nouă limită de sus a tupeului, în sensul în care, apropo, la CNA am voie să zic lucrurile astea, că nu l-am sunat pe domnul Bode să-i cer o părere legată de chestiunea asta. Chiar mă face cineva reclamație, luăm un 10.000 de lei, că nu există nicio intenție, să știți, în această rubrică de a contacta pe cineva, să spunem de la început, n-am dat niciun SMS, nici nu o să dăm niciun mesaj domnului Bode și amestecăm și fapte și opinii, da? Adică fapta, ca să înțeleagă bine, este că domnul Bode e un plagiator și opinia este că domnul Bode e un plagiator și că ar trebui să plece. Asta e o opinie suplimentară, da? Doar opinia aia, da. În fine... Analfabeți funcționali. Asta mi-a plăcut, da, știi? Da, și, a zis... Băi, dar trebuie să fie o limită nouă, adică... Stai, te uiți la oamenii aia și zici, aha, deci mă critică pentru că am plagiat. Deci, clar, sunt analfabet funcțional. Da. Ok. Bun, ce să zic? Pe de altă parte, domnul Bode a dat în judecată Universitatea de la Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai, spunând că nu avea dreptul să se autosesizeze în chestiunea plagiatului său, adică faptul că au luat-o de la capăt, că ei s-au pronunțat odată cu 3% și pe aia s-au mai pronunțat odată și domnul Bode zice, domnule, nici măcar n-aveau voie. Bun, ok, o să stabilească o instanță. Mie, așa, ca opinie publică, îmi place când se mai autosesizează câte unii și zic, bă, dar stai că am greșit, stai că putem mai mult. Cred că e un gest firesc. Dar nici măcar asta nu e important. Uite, o să zic așa, că cel mai important mi se pare modul în care clasa politică, Parlamentul României, va aborda mâine chestiunea asta, când se va vota. Pentru că, sunt mulți oameni acolo și mulți oameni cu carte, sunt oameni luminați. Adică eu nu sunt pe principiul că toți oamenii din Parlament sunt otova, sunt niște hoți. Sunt oameni care au muncit, sunt oameni care au făcut facultăți, poate nu toți, poate nu cei mai mulți, Sunt oameni pe care poți să te bazezi uneori, poate nu toți, poate nu cei mai mulți, dar sunt. Că trebuie să fie și o marjă de oameni cinstiți în Parlamentul României. Ei, și acum, voi, ca parlamentari, puteți să vă poziționați independent de partidele voastre și să vă spuneți părerea asupra acestui simulacru. Adică simulacru de guvernare, în sensul ăsta. Puteți să spuneți oamenilor ăsta, bă, eu în testul ăsta, în fața conștiinței mele, când mă uit la această chestiune legată de domnul Bode, simt că aș vota împotriva sau pentru această moțiune. Și puteți să vă contactați, că și asta înseamnă e atitudine civică, dincolo de a vorbi eu, puteți să vă contactați parlamentarul, că știți, în circumscripția unde ați votat, cine a ieșit. Lăsați-i un mesaj undeva pe e-mail și spuneți-le, prietene, uite, eu aș fi interesat, am părerea asta, îl susțin sau nu-l susțin și sunt curios să văd cum va fi votul tău. Și eu sunt curios să văd cum va fi votul individual. Chiar așa e o mașină de vot? Chiar așa la PNL vă este teamă de domnul Bode? Chiar așa nu mai are nimeni obrazul să zică, știți, ăsta e un lucru care nu-i frumos, adică e lipsit de bun. Nu se face, da. Și nu poate să zică nimeni asta? Sunteți niște mașinuțe de votat? Nu cred. Sigur că ce fac eu acum este un demers naiv, dar cred că îi caracterizează foarte bine. Mâine, la colegii noștri aici în studio, o să apară din nou parlamentari, oameni care votează. Mă rog, spun lucruri sfărăitoare, scot niște panglici pe gură când vin aici. Da? Sunt mulți dintre ei, membri ai Parlamentului, care vin aici și scot câte o panglică. O să fie bine, suntem responsabili. Uite, puteți începe de aici. Sau eu, dacă aș fi în locul colegilor mei, așa, și la domnul Bode cum ați votat? Păi știți că domnul Bode ar fi... hai să vedem cum ați votat la domnul Bode. Ce așa? Și explicați-ne de ce ați votat. Atenție, eu nu spun că poate voi aveți motive ferme să credeți că domnul Bode trebuie să rămână acolo. Dar asumați-vă votul, domnilor. Nu pe, cum să zic, pe partid, așa că a zis domnul Ciolacu de la partid că trebuie să facem sau trebuie să dregem. Gata, atât am avut de zis. Vă faceți vreun vis. Dar eu am zis să zic, să ne purtăm ca într-o lume de asta, normală. Aia noi încercăm să ne mai păstrăm normalitatea. Să nu ne facem că facem, dar nici vorba... Nu știu despre ce normalitate vorbești. Săptămâna trecută, vineri, cred, îmi spune colega noastră, Livia Ciuche, băi, camițara asta se dărâmă. Da, povestea de cei 60 de metri prăbușiți pe DN și a doua zi, sâmbătă, s-a dărâmat autostrada. Construită anul trecut. Din cauza cutremurului n-am mai putut face subiectul ăsta, că l-aveam pe agenda, dar viața ne-a mai repede înainte. De cele mai multe ori, da. Da. Dar e și acolo, da. Țara asta se dărâmă, nici nu e nevoie de cutremur. Da. Și tot așa, în teoria asta lucrului bine făcut, da. Da, în fine, vedem, e și mâine o zi, sigur. O să ne scandalizăm, dar un pic, că sunt scandaluri mai mari în România, nu? Clar. Atât, închidem această paranteză și de mâine încolo mai vedem. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați Rațiunea Zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.